Tinerii socialdemocrați dâmbovițeni au aflat cum se pot pregăti pentru piața muncii din spațiul comunitar, primind informații interesante în cadrul unei dezbateri inițiate de europarlamentarul Viorica Dăncilă. La întâlnire au luat parte alături de reprezentanți ai TSD de Dâmbovița și lideri ai seniorilor socialdemocrați. Președintele Adrian Țuțuianu le-a vorbit tinerilor săi colegi despre libertatea de circulație a forței de muncă. Și când vorbim de piața muncii, nu vorbim doar de ceea ce înseamnă piața muncii din România. Noi trăim într-o Uniune Europeană unde sunt câteva libertăți fundamentale pe care învățăm la școală. Între aceste libertăți este și libertatea de circulație a forței de muncă. Practic, orice cetățean din România are astăzi posibilitatea să-și echivaleze studiile în țări din Uniunea Europeană, să meargă să lucreze în oricare dintre țările din Uniunea Europeană, sigur cu anumite restricții pe care le putem explica și care și-au ca fundament normele fundamentale ale Uniunii Europene. Liderul socialdemocraților dâmbovițeni a menționat apoi importanța Parlamentului European. De ce Parlamentul European este important? Cei care sunteți la drept și ați parcurs disciplinele din anul 2, anul 3 sau disciplinele de la master, ați făcut o disciplină numită dreptul european al afacerilor, sau drept comunitar, i-a spus la un moment dat acestei discipline, în care învățam cu toții care sunt instituțiile Uniunii Europene, Parlament, Comisie, Curte de Justiție, Curte de Conturi și așa mai departe. Nu vreau să vă țin eu acum o lecție. Ceea ce este important de știut este că avem de-a face cu un raport juridic complex între norma europeană și norma juridică românească, și că, în principiu, un stat membru al Uniunii Europene are obligația de a introduce în legislația națională norma europeană și, în al doilea rând, trebuie să știți că norma europeană prevalează, deci are întâietate față de norma de drept intern. Europarlamentarul Viorica Dăncilă a precizat că românii și-au câștigat odată cu intrarea în marea familie europeană dreptul de a munci în țările comunitare. La 1 ianuarie 2014 a fost liberalizată piața muncii și pentru România și pentru Bulgaria și acest lucru nu pentru că era un lucru pe care noi trebuia să-l cerem, era un drept al nostru ca și stat membru al Uniunii Europene. Viorica Dăncilă a arătat că dezbaterea de la Târgoviște face parte dintr-o serie de întâlniri pe tema pregătirii tinerilor pentru piața muncii și pe cea legată de alegerile europarlamentare, considerând că aceste subiecte sunt de interes pentru tânăra generație. Nu este prima oară când vin județul Dâmbovița, am fost prezentă de mai multe ori în acest județ pe diferite dezbateri, dar acum am început în județul Teleorman, prima dezbatere legată de acest aspect și pe urmă județ cele limitrofe județului Teleorman, am vrut să continue aceste dezbateri, văzând interesul stârnit de acest lucru pentru primul subiect, pentru piața muncii pentru tineri, iar pentru al doilea subiect, în ceea ce privește alegerile europarlamentare, am văzut un studiu în care foarte puțini tineri cunoșteau când au loc alegerile europarlamentare și de ce trebuie să voteze pentru Parlamentul European. Și m-am gândit că aceste campanii de informare duc efectiv la sporirea numărului celor care vor participa la vot și, bineînțeles, la o campanie de cunoaștere, mai ales că acest lucru vine din partea unui europarlamentar român.